spectacol pe înserat. Niciun teatru din lume nu poate oferi ceea ce văd eu acum. Urbea mea natală, luminată de razele Asfințitului, zilei de duminică. Ultima duminică din martie, da, 2019. E superb, absolut superb. Nu poate înlocui niciun teatru așa ceva, pentru că e natural, e un spectacol natural al soarelui, al luminii și umbrelor. Nimeni, absolut nimeni nu poate să, cu toate butaforiile lor de spectacol, de teatru, de nimic, nu poate înlocui chestia asta. E ceva superb, absolut superb. Am petrecut o duminică ca în povești. Mi-am revăzut locurile natale. Unde stăteam adăpostită, uite aici, pe aici, nu erau copaci ăștia. Stăteam adăpostită la clăile de paie, de vânt, când pășteam caprele, oile, aici. Pentru mine e un loc încărcat de amintiri. Frumoase amintiri. Și un stol de ciofii rândunele, cred. Nu știu dacă s-au văzut, dar eu m-am delectat cu trecerea lor. Da? Asta e dealul meu. Al meu și numai al meu. Sunt o bogată. Ai, ai, ai. Glumesc. Fabulez. Da, mâine vor fi oameni pe aici, la tăiat de vii, la cotorât, la... Astăzi e duminică, lumea sta acasă. Noi cu trăierăm pe coclauri, dar mă simt bine, mă simt super, ca nouă, fresh. Ceea ce vă doresc și vouă. Ieșiți mai mult la aer. Aer, nu uitați, apă, aer, soare. Și bineînțeles odihna. Și muncă, că trebuie și muncă. Dacă n-ar fi munca asta, bine am mai trăi. Dar, nu, trebuie să ne mai și antrenăm. E ca un antrenament, eu așa îl consider. Hai, v-am pupat. O seară frumoasă. Dă-te cele bune. Apă, aer, soare. Și mâncare. Și în rest, ce-o mai fi. Astea sunt primordiale. Numai bine. Sănătate. Fără sănătate n-avem nimic.